Bine v-am găsit la știri, sunt Radu Andrei Tudor. Accident mortal pe Valea Jepilor Mici. Salvamontiștii prahoveni au intervenit pentru recuperarea trupului unei tinere care a murit după ce a căzut într-o râpă. Tânăra în vârstă de 24 de ani din Neamț era însoțită de 3 persoane când a avut loc tragedia. Cei patru au ales să meargă de la Crucea Caraiman spre Cavoana Caraiman, iar la un moment dat, potrivit salvamontiștilor din Bușteni, fata s-a împiedicat și a căzut. S-a prăbușit de la aproximativ 200 de metri spre Valea Jepilor Mici. Din cauza traumatismelor grave, tânăra a murit. Prietenul fetei, aflat în stare de șoc, a primit îngrijiri medicale pe ambulanță. 12 salvatori prahoveni au participat la operațiune.